Da, fată, și cum îți spuneam, tipul ăsta este super fain și are o grămadă de bani și casa e mișto, dar să vezi ce mașină are, o mașină din aia înaltă, cum îi spune, SUV. Dar tu, cum ești cu tipul acela care a început să te vezi? Ce mașină are? E și a lui faină, neagră. Dă și tu niște detalii, fată. Are mahon în interior, pielea este din piele de căprioară ocrotită de natură virgină, tavanul e făcut din lichen și mușchi decorativi, sport, sport, adică nu e de la Tesla, e X-Space, știi? Simți, când intri simți o primăvară târzie și simți așa cum natura pătrunde în mașină. Wow, ce fain! Vreau să văd și o mașină asta. Da, fată, cum? Ne întâlnim și ți-o arăt. Că nu zbura porcul, adică fraierul. Bă, dar cazanul ăsta cam troncă, îl mai schimbăm și noi cândva, că e cam bătrână. Da, bravo, ce să zic, că dacă tu ești bătrână, acum eu te schimb. E foarte bun, n-ai văzut ce ușor încălzește, răcește, n-ai văzut ce puțin mi-a luat să fac căldură în mașină? Da, lasă-mă să ghicesc, cum ai făcut căldură, ca boschetarul? Ai dat foc la cazan? Bun, înțeleg, vechi, jigărită, dar măcar urmează și tu scrisul de pe ambalaj, adică spalo. Da bine, mă, bravo, bun, spui că e mașina murdară, dar tu nu faci o grămadă de mizerie în mașina asta, uite, ai o grămadă de haine, pantofi pe aici, chestii în portbagaj, o grămadă, na, păi te-am spălat-o. Acum 3 luni, țipla am făcut-o. Acum 3 luni? Păi da, am o politică foarte logică legat de spălatul mașinii. De fiecare dată când schimb ulei, eu spăl mașina. Și după cum arată în bord, mai am încă 7000 de kilometri până la următoarea spălare. Ce să zic, Doamne ajută să aibă probleme frânile ca să o mai speli și tu. Băi, nu te supăra pe mine, dar mie mi-e cam rușine cu mașina asta. Alta mai scumpă n-am, nu-ți convine? Poți mergi pe jos? Hei, Anisia! Tu ești? Da! Anisia, tu ești! Iartă-mă, era geamul ăsta murdar și nu mi-am dat seama că ești tu. Ce faci, fată? Mulțumesc, domnule șofer de Uber, că m-ați adus până aici. Șofer? Hai că ies acum. Ce Uber? Hai, fată, mai aproape pe aici, că na, tu ce faci? Bună, fata, uite, am coborât și eu puțin la aer, ce să fac? Tu? Eu am venit cu Uber-ul. Băi, Anisia, mă! Cu... Ți-a dat telefonul? Anisia, că și după aplicație, mă cunoști după aplicație. Dar mulțumesc, domnule șofer de Uber, poftiți aici 10 lei. Nu, poftiți! Da, ai venit cu Uber-ul ăsta? Nu te-a adus prietenul la tău cu mașina aia scumpă? Ba da! Șofer de Uber, a? Vai, dar mulțumesc frumos, dragă domnișoară, pe care n-am întâlnit-o niciodată în viața mea și pe care n-am mai văzut-o și n-am mai plimbat-o cu mașina asta niciodată, pentru că mașina mea e un Uber. Vă apreciez foarte mult pentru că mi-a stat 10 lei bacșiș. Mulțumesc și eu, pa, pa! Da, fată, și... Șofer de Uber, a? Las că te învăț eu minte, băga-mi aș picioarele. Bagă niște situații. Domnișoara pe care nu o cunosc și n-am văzut-o niciodată în viața mea decât astăzi. V-ați dat și pantofii la mine. Vai, în mașină. Uber. O să am uitat în pantofi, de proastă sunt. Da. Dar mulțumesc, domnule șofer. Vă dau aici de o cafeluță, de un biscuite. Vai, mulțumesc. Mulțumesc și eu. La revedere. Ce frumos! Atât pentru că vreau neapărat să-i pe mașina. Vai, dar ce am găsit eu la mine în Uber-ul meu? Doamne, stimat bine, doamne! V-ați uitat și această bluză, roche, ce, doamne, iartă-mă, fi că nu știu. Eu ți-l pui tu, că... Da. Poftiți aici. Mulțumesc frumos, dacă îmi dați un milion, vă aduc și ceilalți pantofi. Păi ce-i asta, măi, Anisia? Urma să-ți vezi și capul. Da, eu sunt foarte uitucă, poftiți un milion și plecați de tot de aici. Vai, dar nu trebuia, vai, vă mulțumesc din inimă, aproape că vine să vă pup nu alta, dar nu pot pentru că sunt de atunci de șofer, nu-i așa? La revedere! La revedere! Fata, așa sunt eu un tuc, așa lăs eu un Uber. Da, tata, și e foarte... Vă mulțumesc din inimă. Ia, uite-mă. Schimb și uleiul, spăl și mașina. M-am scos. Da, deci să înțeleg că astăzi ai preferat să mergi cu Uber-ul. Eu nu înțeleg cum de te-a lăsat prietenul la tău cu mașina aia scumpă să mergi. Bună, Alexandra. Uite, ți-am adus o pizza, că tot îți era ție foame.
Vai, vă mulțumesc frumos, domnule livrator de pizza. Uitați aici, 10 lei v-aș fi din partea mea. Acum plecați, vă rog eu mă plecați. Mulțumesc frumos, la revedere! E livratorul de pizza. Mi s-a făcut astăzi poftă de o pizza și am vrut să mănânc. Da, știu, știu, știu cum e, da? Sir, sunt șoferul de Uber! Livratorul de pizza! Bă, Paule, dar nu te uiți când mergi, mă? Bă, prietene, asigur te când pleci de pe loc în primul rând, mă. Ce zici, mă, că e vina mea? Bă, ești prost? Am martor. Anisia, ia vină, mă, încoa. Dar ce crezi, mă, că eu n-am martor? Alexandra, vină încoace și zic că eu mergeam pe bicicletă. N-ar trebui să mergem să îi ajutăm pe acești doi necunoscuți? A? Bineînțeles. Doar suntem niște cetățeni responsabili. Da. Hai. Da. S-am zis, mă, că e rușine cu bicicleta, da? Tu vorbești, mă, cu hârbul ăsta? Da, hai, lasă, hai să bem o bere, că am făcut niște bani. Da, am făcut și eu ceva.